Micile magazine de cartier sunt preferate în detrimentul supermarketurilor. Severinenii se aprovizionează mai des de la magazinele din colțul străzii, chiar dacă în zonă se află și un supermarket. Deși pandemia ar fi putut fi un inamic pentru magazinele de cartier, confruntându-se cu lipsa de clienți, cetățenii aleg cumpărăturile din astfel de magazine și pentru a evita aglomerația. Lucrurile s-au schimbat dramatic pe piața comerțului în momentul în care în România și-au făcut apariția marile rețele de supermarketuri. De atunci, pentru micile magazine de cartier, zilele au devenit tot mai negre. Cu toate acestea, severinenii preferă cumpărăturile de la magazinele de cartier decât cele din supermarketuri. Cumpărăturile de la supermarketurile mari sau de la micile magazine? Mai degrabă de la micile magazine și piața de țărani, mai degrabă. Mai merg și la supermarketuri, dar mai rar. Dacă în zona aveți și magazine mici și supermarketuri, ce alegeți? De obicei, cele mici. E mai în siguranță. E urgență, mă duc în zonă. În municipiul nostru, de exemplu, micile magazine de unde severinenii se aprovizionează cel mai des se găsesc la fiecare colț de stradă. Este necesar ca cetățenii să aibă aproape puncte de aprovizionare cu alimente și bunuri de strictă necesitate și chiar poziționate convenabil în apropierea casei. Cu toate acestea, chiar dacă în zonă se află un supermarket, oamenii preferă cumpărăturile din magazinele de la colțul blocului, mai ales în actualul context social când aglomerația trebuie evitată.